Te rog, nu pleca. Trebuie. Putem să ne descurcăm și fără, te rog. Am nevoie să trec prin asta. Orice român o face. Hai, că mi-a venit Uber-ul și aglomerat până la aeroport. Salut, frate. Ciao. Vezi grijă de voi, da? O să mă întorc mai puternic. Promit. Buongiorno, che fai? Hai, că știu că ești român, las-o, pe bune. De unde ți-ai dat seama? După cățelușul din spate, ai cățel de la care dă din cap. Mă ajungi pe mine să bag asta în propagaș, te rog? Si. Ah, mă. Da, frate, dă-ne așa. Copie legalizată. Bonjour. Ce cauți, mă? Ăla-i halatul meu? Nu, e halat. Da, e halatul tău. Al meu era la spălat. Iubire, cine e? E cealaltă iubire. Prima. Bună. Cum ai putut, mă? Ai stat plecat 2 ani. Păi că am alergat după acte, ce era să fac? Ai fi putut să apelezi la biroul de consultanță, Maier. Ce? Iubire, dă-mi telefonul puțin. Nu mai spune iubire, că doar eu îi spun iubire. Dragoste, dă-mi puțin telefonul tău, e mai bine? Da? Fii atent. Intri pe site-ul ăsta și îți alegi partenerul aici, da? Și după care spui de ce acte ai nevoie. De cazier, permis, buletin, ce ai tu nevoie. Și nu mai trebuie să te duci tu. Fac ei toată treaba în locul tău, ai înțeles? Nu mai pierzi nici nevastă, nimic. Păi și nu puteai să îmi spui, mă, din mașină atunci? A, păi eu am crezut că pleci în vacanță. Iubirea, du-te tu. Dragoste. Ați făcut și copii? Nu, copilul e al tău. A, și bine că ai venit, că e weekendul pe care trebuie să-l petreacă cu tata. Hai cu mine. Da, dragoste. I-am zis dragoste, da? Și stai liniștit. Copilul e al tău, da?